Ideea de terraformare a unei planete a fost de foarte multă vreme atribuită domeniului science fiction, însă sunt făcute eforturi în această privință care să demonstreze că până la urmă este posibil. Dar în locul lui Marte, despre care am mai vorbit de atâtea ori, putem transforma planeta Venus și să o facem un loc unde să putem supraviețui ca pe Pământ? Rămâneți până la final pentru a afla! Chiar și dacă știi doar puține lucruri despre Venus, vei ști totuși că este un loc infinit mai cald față de restul obiectelor cosmice din sistemul nostru solar. Este o planetă unde are loc evenimentul cunoscut sub efectul de seră, ceea ce înseamnă că există o cantitate suficientă de gaze cu efect de seră în atmosfera planetei, împiedicând-o pe aceasta să se răcească și să aibă apă lichidă pe suprafața sa. Acest fenomen se instalează încetul cu încetul, dar apoi cu cât mai multe gaze se propagă în atmosferă, cu atât cresc și temperaturile. Însă pentru Venus acest eveniment s-a întâmplat cu rapiditate și nimeni nu știe de ce. S-a întâmplat ceva pe Venus unde o cantitate uriașă de gaze a fost eliberată în atmosferă și nu a putut fi reabsorbită de rocile de la suprafața planetei, a declarat omul de știință Michael Way. Pe Pământ, cu siguranță și pe alte planete, nivelul gazelor crește și coboară într-un anumit ciclu, dar atunci când sunt prea multe pentru a fi absorbite de planetă, ca și în cazul lui Venus, se instalează efectul de seră. În prezent, suprafața lui Venus este ca un deșert fierbinte, atât de fierbinte încât nu numai că rocile se topez la propriu, dar și metalele. Deci, în ciuda faptului că este un loc relativ apropiat de noi, fiind denumit de unii cercetători Planeta Soră sau Geamănă a Pământului, la prima vedere nu pare un loc care să merite investigat corect. Dar, în ciuda evenimentelor nefavorabile care au loc pe planetă, sunt și lucruri pozitive. Când vine vorba de Marte, de Lună, chiar și de Titan, gravitația acestora este mult mai mică decât cea a Pământului. Deci, acest lucru înseamnă că umanitatea, acceptând construirea unui sistem gravitațional artificial, va fi nevoită să muncească din greu pe coloniile din viitor pentru a se menține sănătoși și să rămână în formă. Însă pe Venus, pentru că este doar puțin mai mică decât planeta noastră și are o masă similară, gravitația este de aproximativ 9 din 10 față de cea a Pământului, ceea ce înseamnă că am fi doar puțin mai ușori, adică oasele noastre nu se vor deteriora la fel de mult cum s-ar întâmpla în locurile menționate mai devreme. Prin urmare, foarte mulți cercetători cred că Venus este mai potrivită datorită corpurilor noastre care au de suferit datorită lipsei gravitației. Deci este un plus în favoarea noastră. Mai mult, sunt unii oameni de știință care au propus ideea că undeva pe Venus ar putea exista un loc unde să supraviețuim și chiar cu apă potabilă. Michael Way a mai declarat că. În prezent, nivelul radiațiilor solare de pe Venus este de aproape două ori mai mare decât pe Pământ, cu toate acestea, în urma calculelor noastre am descoperit că s-ar putea totuși ca temperaturile de la suprafața planetei să fie rezonabile pentru menținerea apei lichide. Acesta este un mare dacă și ca să fim sinceri, aceste declarații nu dovedesc decât că nu prea avem idee ce se întâmplă pe Venus. Informațiile sunt foarte vagi pentru că putem observa planeta doar din spațiu, din cauza temperaturilor atât de mari care ar topi la propriu orice sonda, rover, satelit sau dispozitiv de scanare și cercetare al planetei. Deci, haideți să fim sinceri, există vreo modalitate cu ajutorul căreia terraformarea să fie viabilă astfel încât să putem locui pe planeta Venus? Tehnic vorbind, da, terraformarea în sensul non-science fiction este actul de introducere al elementelor care susțin formele de viață dintr-un mediu. De exemplu, irigația poate fi considerată un fel de terraformare pentru că presupune introducerea apei în zonele aride care să ajute la dezvoltarea legumelor și fructelor. Însă ce vrem noi să facem pe Venus depășește acest lucru pentru că înainte să atingem suprafața va fi nevoie să cercetăm atmosfera și să o îmbunătățim. Înainte să descriem cum ar putea funcționa acest act, fi sigur că dai un like acestui videoclip și de asemenea, nu uita să te abonezi la canalul nostru în cazul în care îți place ceea ce facem. Credeți sau nu, să te joci cu atmosfera unei planete în încercarea de a o manipula nu este la fel de greu pe cât v-ați imagina. La urma urmelor am făcut asta timp de ani de zile pe Pământ, ceea ce este o parte din motivul pentru care încălzirea globală s-a declanșat pe planeta noastră. Nu putem vedea pur și simplu suprafața lui Venus din cauza gazelor cu efect de seră care compun atmosfera. Deci, înainte să atingem solul, ar trebui să dispersăm toate gazele negative. Dar acest lucru nu este tocmai ușor de făcut de la distanță, însă nu este imposibil. De exemplu, un om de știință faimos pe nume Carl Sagan a promis că va crea pe căi artificiale o bacterie care va face un fel de fotosinteză, un proces în urma căruia dioxidul de carbon care compune majoritatea atmosferei va fi absorbit și va elibera gaze nedăunătoare cum ar fi oxigenul, la fel cum fac plantele pe planeta noastră. Prin urmare, Venus ar deveni un loc mai potrivit pentru dezvoltarea vieții, însă problema aici este că pe Venus acele bacterii nu ar avea aceeași protecție ca pe pământ, deci vor muri rapid, eliberând înapoi în atmosferă tot dioxidul de carbon pe care l-au absorbit până atunci. O altă idee propusă de cercetători este aceea de a introduce anumite elemente de pe pământ care să îndeplinească rolul de cuvetă, între ghilimele, pentru dioxidul de carbon de acolo, cum ar fi transportarea anumitor roci pe Venus care să absoarbă lucruri precum dioxidul de carbon și diverse gaze nocive. Acest act va permite gazelor să rămână în interiorul pietrelor pentru că ele nu mor niciodată și prin urmare nu se vor mai întoarce în atmosferă, ceea ce sună ca un plan foarte bun în general. Totuși va fi nevoie de foarte multe materiale pentru a face acest lucru și în plus poate cauza alte probleme. Deci, pentru a avea orice speranță serioasă de dezvoltare a vieții pe Venus, va fi nevoie ca rocile deja prezente acolo să reabsorbă carbonul din atmosferă, ceea ce necesită extrem de mult timp. Sunt unele teorii cu privire la modul în care acest lucru poate fi accelerat, însă nu s-a dovedit că funcționează și în realitate. Și pe măsură ce timpul trece, apar noi teorii despre cum să reparăm atmosfera lui Venus. De la folosirea hidrogenului pentru a dizolva lucrurile nocive de acolo, ceea ce ar putea funcționa, însă vor fi nevoie de cantități masive, până la literalmente expulzarea gazelor nocive în spațiu. În timp ce fiecare idee este înrădăcinată în principii științifice, în realitate există o mulțime de factori care fac ca nicio teorie să nu fie plauzibilă sau realizabilă în acest moment. Cine a crezut că va fi o idee ușoară? În regulă, hai acum să jucăm rolul de avocat al diavolului și să spunem că putem cumva să reducem cantitatea dioxidului de carbon din atmosferă până la niveluri rezonabile și că putem infuza atmosfera cu oxigen și alte gaze care să ne permită să respirăm. Suntem în siguranță acum? Deja vom fi capabili să trăim pe Venus, nu tocmai și de această dată din cauza soarelui, însă nu în felul în care vă gândiți voi. Ideea e că Pământul se află în ceea ce noi numim zona locuibilă interstelară, adică suntem la distanța optimă față de Soare unde primim suficientă lumină, căldură și nu atât de multe lucruri negative pe care le emană steaua noastră. Însă Venus nu se află în această zonă, este mult mai apropiată de Soare și datorită acestui lucru are de a face într-o foarte mare măsură cu vânturile solare, adică fluxul de particule încărcate electric emise de atmosfera superioară a Soarelui. Acestea din urmă sunt rezultatul fuziunii nucleare a stelei. Ele pot trece prin foarte multe materiale și si sunt extrem de dăunătoare formelor de viață. În cazul lui Venus, vânturile solare îi afectează în primul rând magnetosfera, care este de fapt principalul scut protector împotriva fluxurilor de particule emise de Soare. Deci, aceasta fiind slăbită, erupțiile solare și radiațiile degajate în spațiu afectează foarte mult toate elementele din care este compusă planeta Venus. Deci, chiar dacă am putea rezolva problema atmosferei toxice, ar trebui să dezvoltăm un sistem de protecție optim care să ne ferească de emisiile negative ale Soarelui, iar acest lucru nu va fi deloc ușor. Însă, dacă găsim o cale de a reîncărca magnetosfera lui Venus, vom fi în siguranță și vom putea coloniza planeta? Nu, nu încă, pentru că nu uitați, Venus a fost afectată de efectul de seră de-a lungul miliardelor de ani, ceea ce înseamnă că suprafața sa a fost prăjită la propriu, adică orice bacterii care ar fi putut exista pe planetă au fost transformate în chipsuri și cel mai probabil în solul de acolo nu există nutrienții necesari pentru dezvoltarea plantelor. Dar aici intervine elementele de bază ale terraformării. Acest lucru presupune revigorarea și revitalizarea solului, ceea ce ne va permite să cultivăm alimente, care în schimb va continua să echilibreze conținutul gazelor nocive din atmosferă. Însă ne vom confrunta cu o nouă problemă și de data aceasta timpul și efortul investit pentru a duce acest plan la bun sfârșit este peste puterile noastre din acest moment. Asta nu înseamnă că nu ar putea funcționa, ci mai degrabă nu ne este la îndemână. Odată ce adunăm toți ceilalți factori, vom putea vedea de ce Venus nu ne-ar permite să o terraformăm. Sunt pur și simplu prea multe lucruri de făcut pentru a duce ideea la bun sfârșit. De fapt, cercetătorii se gândesc la alte moduri de a supraviețui pe Venus din moment ce nu ne putem atinge de suprafața sa. Vreau să vă imaginați ceva din Star Wars pentru o secundă, mai exact orașul norilor din episodul 5 Imperiul contraatacă. Vă amintiți cum acolo apărea un oraș care literalmente plutea deasupra norilor? Ei bine, sunt unii oameni de știință care cred că putem construi ceva asemănător pe Venus și să avem o viață mai bună acolo decât pe Sol. Poate vă întrebați cum funcționează asta. Destul de simplu, la nivelul solului, gazele de pe Venus sunt atât de dense și problematice încât construirea unei colonii pe suprafața sa ar fi extrem de dificilă. Totuși, cu cât urcă mai mult, cu atât gazele nocive sunt mai rarefiate, iar oamenii de știință au realizat că la aproximativ 50 de kilometri deasupra solului există oxigen și alte gaze mai puțin nocive care ar putea facilita supraviețuirea oamenilor pe termen lung. În plus, la acea altitudine, temperatura și presiunea exercitată sunt moderate. Însă, cum putem stabili o colonie la 50 de km deasupra suprafeței lui Venus, evident cu ajutorul unui oraș plutitor? Pot să aud întrebarea pe care vă adresați acum în minte, nu va fi greu să menținem orașul plutitor în aer? De obicei da, ar fi pe planeta noastră, însă pe Venus se poate folosi cantitatea mare de gaze din atmosferă pentru a realimenta dirijabilele care vor ține orașul în aer. De fapt, ideea ca un oraș să plutească cu ajutorul aerostatelor cilindrice cu aer cald a fost propusă și înainte de către oamenii de știință și cel puțin tehnic este realizabil cu ajutorul tehnologiei din prezent. În plus, dacă ceva rău s-ar întâmpla dirijabilelor din construcția orașului plutitor, să spunem că o gaură apare în înveliș, acest lucru nu ar cauza prăbușirea sa din moment ce atmosfera lui Venus este densă și am avea suficient timp să reparăm eventualele probleme apărute. Și mai avem un avantaj, datorită faptului că la 50.000 de metri de la suprafața venusiană presiunea și temperatura este relativ normală, nu va necesita foarte mult efort să menținem un climat asemănător cu cel de pe pământ. Nu este un plan perfect, evident vor fi lucruri care trebuiesc puse la punct până atunci, cum ar fi deplasarea orașului la o altitudine perfectă. Cu toții știm că ideile sunt cele care fac lucrurile să meargă, care ne motivează, iar în prezent construirea unei colonii plutitoare este o idee mai bună decât terraformarea. Dacă este planificată corect, această ipoteză poate fi testată mai devreme decât anticipaserăm noi datorită progresului uriaș din industria rachetelor. Ironia situației însă este că în ciuda numeroaselor lucruri în neregulă cu Venus care vor trebui rezolvate pentru a face ca planul nostru să meargă sunt semne că la un moment dat, înaintea instalării efectelor de seră, planeta era mult mai plăcută și asemănătoare cu Pământul. Avem nevoie de mai multe misiuni destinate studierii lui Venus care să ne ofere o înțelegere mai detaliată asupra istoriei și evoluției sale. Totuși, modelele noastre arată că există o posibilitate reală ca Venus să fi putut fi locuibilă și radical diferită în general față de imaginea pe care ne-o oferă în prezent. Acest lucru deschide noi orizonturi pentru exoplanetele găsite în așa numita zonă venusiană, unde de fapt formarea apei lichide și a climei temperate este favorizată, a mai declarat Michael Way. însă în timp ce acest lucru ar fi putut fi adevărat la un moment dat, nu schimbă faptul că în prezent este practic o zonă interzisă. Chiar și cu toate ideile despre cum să o terraformăm, pur și simplu acest lucru nu pare plauzibil chiar acum. Motiv pentru care majoritatea cercetătorilor își îndreaptă atenția asupra lui Marte pentru că în timp ce și ea are propriile probleme, inclusiv o atmosferă foarte subțire, temperaturi scăzute și un peisaj sterp, construirea unei colonii acolo este mult mai plauzibilă și mai ușoară decât aplicarea planurilor de terraformare a lui Venus. Am discutat și noi despre acest subiect, o să vă las un link în descriere. Chiar în prezent circulă idei în privința terraformării planetei Marte și conform testelor această acțiune ar putea avea loc mai devreme decât orice plan avem noi pentru Venus. Asta înseamnă că ar trebui să abandonăm toate teoriile și ideile referitoare la formarea vieții pe planeta noastră soră? Nu, nici gând. Este exact opusul. Numai că avem nevoie de mai mult timp, mai multă tehnologie și mai multe teste pentru a ajunge până în acel punct. Terraformarea lui Venus este plauzibilă, însă atunci când vine vorba despre supraviețuirea umanității acolo, pur și simplu acest lucru nu este posibil în prezent și, în plus, ar trebui să avem mai multă grijă de propria planetă, pentru că în viitor există posibilitatea să nu mai aibă cine să facă această colonizare a planetelor sterpe. Însă, voi ce credeți despre toate aceste idei despre terraformarea lui Venus? O să funcționeze în viitor una din ideile oamenilor de știință? Dacă da, care credeți că este cea mai plauzibilă? Scrieți-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!